Dragilor, astăzi vreau să vă arăt cum fac eu pan de șpan în formă de brioșe, care mi se pare foarte practic pentru copilaș, pentru a pune la pachetel sau când mergem în călătorii. Uite, e foarte fain așa, individual și, repet, foarte delicios. E un pan de șpan clasic. Eu l-am făcut în două variante, una cu vanilie și una cu cacao și rom. Acum fiecare pune aromele dorite. Eu ce vreau să vă arăt astăzi, cât de simplu este de făcut și cât de practic este, repet, pentru pachetelul copiilor și nu numai. Porțiuni individuale de pan de șpan sau pan de șpan în formă de brioșă. Voi începe cu ingredientele. Un pahar de făină, un pahar de zahăr, 6 ouă, un praf de copt, 15 grame, cam așa, esență de vanilie, esență de rom și cacao. Vom separa aluatul în două, unul va fi cu cacao și rom, iar celălalt va fi cu vanilie. Prima și prima oară separăm albușuri de gălbenușuri, albușurile într-un bol mai mare, gălbenușuri de mărimea M, paharul are în jur la 250 de grame, atât zahărul cât și făina, dar cu rețeta asta nu veți da greș, nu trebuie să cântăriți neapărat, puteți folosi și o cană. Voi pune un praf de sare și încep să bat spumă gălbenușurile. Acum voi pune zahărul și continui să mixez. Curăț și pereții vasului. Lipicios, îi spun eu, lucios, am obținut. Acum cu un tel mic sau o furculiță voi bate bine și gălbenușurile. Adaug și pe ele în compoziție. În momentul să adaug făina și praful de copt împreună, le voi cerne. Așa, puțin câte puțin, facem mișcări envolvente, incorporăm până adăugăm tot paharul de făină. Este gata, acum voi separa compoziția în două recipiente. Unul pentru cacao și unul va rămâne pentru vanilie. Așadar, în această compoziție voi adăuga esență de vanilie. Voi pune o esență de rom și cacao. Cacao voi cerne să nu formăm mai cocoloașe. Cam o lingură jumătate de cacao voi pune eu. Aici cele două compoziții. Am pregătit și forma pentru brioșe. Apropo de compoziție, asta e textura, ca la pan de șpan, adică categoric e un pan de șpan. Acum mă voi folosi de chetuțele astea, practic e hârtie de copt pentru brioșe și o să umplu fiecare rotund cu hârtuțe din astea. Acum mă voi ajuta de un polonic așa mai mititel și voi lua compoziție și pun. Prima tură de brioșe cu compoziția. Cred că le-am umplut prea mult pe astea 3, să vedem cât se umflă, dar să sperăm că nu dă pe din afară. Se întâmplă și la case mai mari. În mod normal trebuie să le umplu cam atât ca să nu iasă, dar asta e viața. Am pus cuptorul, l-am preîncălzit, băgăm pentru 30 de minute, 40 de minute până când e gata la 180 de grade. Uitați ce frumos arată brioșele din pan de șpan, singura care a ieșit puțin e asta, restul au ieșit perfect. Acum mergem cu tura numărul 2, pregătită de cuptorul. Le lasă se răcească acolo, nu le ating ca să nu se lase, exact ca la pan de șpan. Și după fie presărate cu puțin zahăr pudră, fie lăsate așa, eu le las așa ca să nu se murdărească copiii cu zahărul pudră. Și sunt numai bune de luat la pachetel. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Deci, pan de șpan în formă de brioșă, perfect pentru copilaș.
Gata și brioșele, le-am scos pe câteva ca să pot filma și vreau să vă spun, asta are formă de ciupercuță. A ieșit puțin din formă și a ieșit ca o ciupercuță de toamnă. Mie mi se pare excelentă varianta asta de pan de șpan, de formă individuală, să spun așa, pentru pachetelul copilor, pur și simplu. I-ai pus o brioșă din asta la pachetel și gata!